tare buni astăzi. Vedeți, bun, iertați-mă, astăzi o să vedeți doar, astăzi din păcate vedeți, nu o să vedeți Minecraft, pentru că nu am putut să dau de ea. De fapt, Ianis mi-a spus mereu când spuneam, bă, a spus între 16 și 17, s-a făcut ora 4, a zis, nu, hai la 5, adică, și la 5, după aia o să prelungească, așa i-am zis, bă, filmăm mâine și postăm duminică, dacă vrea, bine, dacă nu, nu. Avem aici un transfer făcut, băieți. Jeff Reina de la IDA a venit la noi și o să vină. Transferul o să fie. Deci, o să vină în iarnă la noi. Avem cam această echipă. O să facem câteva transferuri, da? O să punem și pe Stoianovici. O să vedem cum este echipa și să vedem cam ce mai avem noi nevoie prin echipă, pentru că neapărat avem nevoie de ceva ca să ne îmbunătățim și noi echipa. Pentru că nu stăm bine mai deloc în echipă. S-ar putea să ne luăm un portar. În fapt, ceva sunt un fundaș. Iar avem 4 fundași și ar trebui să renunțăm la unul și cred că o să renunțăm la Kelly sau, nu știu, Melbourne îl păstrăm pentru că e tânăr și are potențial de a crește și pe Kelly cred că o să-l dăm. Da, hai că dăm pe Kelly și rămânem cu 3 și mai dăm și o să ne luăm noi un fundaș tânăr și bun. De curiozitate, câți bani avem? Avem 60 de milioane, avem bani, avem un CB bun tânăr, 21 de ani. Și bun, apăsați pe butonul că m-am văzut episoade din seria noastră și nu știu dacă exact, băieți, deci nu știu exact dacă cumva Ianis îmi răspunde și zice, bă, hai să filmăm, dacă îmi zice să filmăm, eu filmez cu el, înțelegeți? Și videoclipul o să-l am pentru duminică și apare duminică sau apare astăzi, fapt, apare astăzi pe joi. Bă, l-aș vrea pe Ampadu pentru că are un potențial și nu e deloc rău, are 18 ani. Și da, l-aș pe Todibo. Oh, l-am pus la Iași pe Todibo, bă. I-am pus pe ăștia, la echipul ăsta așa, de mișto, ca să facem puțină comedie. Și atât. Vallejo, Joe Gomez, Delict. Nu cred că avem noi prea mulți bani pentru Delict. Bă, Luis Felipe. Bun. Cam ăștia o să-i încercăm, o să căutăm, să vedem dacă o să vrea cineva dintre ei. Raportul scoutorului. Este mai puțin mai bun decât cel mai bun jucător al nostru poziția lui Nikola Galovici. Hopa, are un potențial foarte bun Todibo, la fel și Luis Felipe. Dar nu văd la Ampadu. Bă, ia stai mă, sincer, Ciobotariu, am putea să-l readucem la Dinamo. Iar dacă a plecat acum mai de la Dinamo, am putea să-l readucem pe Ciobotariu. Și sincer, îl vreau. Ia să-i facem noi ofertă lui Ciobotariu. Și vedem care acceptă. Să vedem dacă cine acceptă raportul scouterului. Și are și el un potențial. Nu, are și el un potențial, ok. Bă, hai să luăm pe Ciobotariu. Scovaisa, nu. 50.000 de salariu, 45.000 salariu. Și cred că o să pun, pentru că în episodul trecut am uitat să pun că Jeffrey Adelaide a venit la noi. Și o să pun două transferuri, și o să pun acolo, în titlu, în acest episod, cine a venit la noi. O să jucăm, ia să vedem, să vedem dacă vrea să vină. Și da, revine la echipă Cebotariu, mai avem un transfer. Deci 2 milioane pe Cebotariu cu ăla 20 de milioane. Hai că nu rămânem pe minus. Sperăm să nu pierdem mult. Suntem pe locul 12, am pierdut foarte mult în episodul trecut. Și plus că în episodul trecut eu un videoclip l-am șters din greșeală și na.
Avem meci nu prea așa de important pentru noi, pentru că, sincer, nu prea ne interesează. O să-l punem pe Fara în poartă, pentru că știu că Fara evoluează mult. Dobrescu îl băgăm pe Chierici, așa că cam de ultimul meci putem să spunem. Îl lăsăm pe Stoianovici, îl lăsăm pe Eustachio și pe Mârjii, dacă îl lăsăm pe amândoi. Este accidentat, așa că o să intre Nicuțescu, Banii va fi rezervă, Schulze, Ianisagi e într-o formă bunicică, deci îl lăsăm, Lazar e bun, Conuici e în formă. Bun, hai să vedem ce facem. Oricum e otopeni, ar trebui să-i bătem, e o echipă slabă. Nu cred că trebuie să bag chiar titularul, dar nu. Ianisagi se scuze. Să vedem ce facem. Bun, deci Ianisagi a deschis scorul și conducem 1 la 0. Hai să băgăm și pe Banii, mă. Ne băgăm pe Banii în locul Nicuțescu. Să-și facă debutul. Să-și facă Banii, am să spun. Îl cheamă pe Ahmed Banii. Ianisagi face dubla din penalti. Ianisagi face, marchează 2 goluri în acest meci. Intră și Sorescu. Sorescu care are un mare potențial, Sorescu e și tânăr. Și Sorescu va fi foarte bun pe viitor, dacă o să țină așa. Îl punem pe Chirien în 2 minute, 3 minute, bun. Bună treabă, băieți, am bătut 2 la 0, ne-am calificat mai departe, star, să vedem și cu cine ne-am calificat. Ne-am calificat cu Moinești, hai că avem șanse să-i batem. Avem și cu voluntari acum. Și m-am mai făcut și din accidentare, perfect. Andrei titular. Clar, Nicuțescu. Vedem cum e în tipul meciului, cum suntem în tipul meciului și Pișiteri va fi titular. Și McDermott, nu știu, hai să-l punem pe McDermott rezervă. Pulzan ca poziție de LB aici. Kilian va fi titular. O să-l punem și pe Costârna. RB, ca DM nu avem niciunul în formă, din păcate. Va fi Banii în rezervă, pentru că văd că Banii e în formă. Și Schulze va fi rezervă. Lazar, acolo, împăcăm și pe Storescu. Sunt echipă, nu pot să spun. Echipa e mai mult de rezervă, această echipă. Dar să sperăm că o să-i bătem cu această echipă pe cei de la voluntari. Totuși sunt voluntari și na. Și astăzi sunt primele acest videoclip, băieți, dacă nu știți, astăzi, începând de la ora 7, pe Digi Sport, Telecom Sport și pe Digi Sport 1, Telecom Sport și Look TV, Look Sport, nu știu care mai exact Look, vom avea FIFA joi, vineri, sâmbătă și duminică, timp de 3 săptămâni. Și sunt 14 echipe care sunt câte un jucător la fiecare echipă. Și Sorescu marchează, deschide scorul Sorescu. Sunt reprezentați toți de câte o echipă. Fapt, tot, toate, toate, sunt, toate echipele sunt prezentate de câte un jucător. Și mamă, am uitat că l-am pus pe Gaetan aici. Deci toate echipele sunt reprezentate de câte un jucător de FIFA și este un campionat și sunt 13 etape, o etapă pe zi va fi și câștigă acest meci cu voluntari. Bine, McDermott, adevărat, dar hai să-l băgăm și pe McDermott să vedem dacă e chiar așa în formă cum zic oamenii. Și am crescut pe locul 10 în acest moment. Și unde eram, băieți? Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Montini. Bă, pe Montini. L-am putea aduce la din... Fapt, Montini era Dinamo, dar... Bă, pe Montini e de la Dinamo. N-ar trebui să readucem noi pe Montini la Dinamo. Hai să mai facem un transfer și să readucem pe Montini dacă e. Și, na.
Sau o să facem episodul următor pentru că aici o să vezi un alt episod. Dacă mai aveți episod, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share, băieți. Eu am fost Andrei, până de viitoare, v-am salutat. Ciao! Bye bye!